O delegație care reprezintă asociațiile de veterani de război din Irak a sosit vineri în Bacău la instituția prefectului pentru a se întâlni cu veteranii de război de la noi, pentru a se cunoaște reciproc și pentru a face un schimb de impresii. În acest scop, cele două asociații ale veteranilor de război de la Bacău, este vorba de Asociația Veteranilor de Război Eremia Grigorescu, a cărui președinte este domnul general Leonov Alexandru, și celălalt președinte de la Asociația Veteranilor de Război de la Ministerul Afacerilor Interne, domnul Călghirău Năstase, împreună cu mine de la Asociația Cultului Eroilor, la invitația domnului prefect, suntem prezenți aici pentru a întâmpina pe cei care am înțeles că au fost pe front în Irak atunci cu Saddam Hussein și doresc foarte mult să vadă cum arată veteranii de război din Bacău, din România. Îi așteptăm cu drag și o să vedem ce probleme socializăm cu domniile lor. Oaspeții au sosit la prefectură vineri în jurul orei 14. Vă mărturisesc că am privit cu interes dorința dumneavoastră de a veni în Bacău și de a relaționa cu instituții și asociații similare celor pe care le reprezentați. Mă refer aici la faptul că vorbim de asociații de veterani din zone total diferite ale lumii. Vorbim aici de conflicte militare și geopolitice din zone total diferite și din structuri total diferite. În numele delegației irachiene a vorbit Faridun Amdar, vicepreședintele Asociației de Veterani, responsabil de relațiile externe, acesta fiind ajutat de un translator. Îl cheamă domnul Faridun Amdar. E vine din orașul Halabja, care a fost bombardat de 88 de la regimul Saddam, care a murit 5.000 de oameni și 10.000 răniți și 70.000 au fugit către Iran și Granița. Vă salută din partea veteranii de război care au participat în Kurdistan și în Halabja. Scopul acestei vizite a fost să pună bazele unei legături între orașe și a unei viitoare înfrățiri între asociațiile de veterani de război din Halabja și Bacău. Veteranii de război speră că statul român ar putea ajuta populația din zona Halabja, care a suferit mult în timpul războiului. În final, oaspeții irachieni au mulțumit pentru ospitalitate și au lansat o invitație prefectului, veteranilor și oamenilor de afaceri să le întoarcă vizita.